Tot cu firea de fileză? Sigur, poate fi și o criză, poate fi și o chestiune în care domnul Ciolacu evită până în, să spunem, evită o ostilizare excesivă a unui anumit curent din PSD, știind faptul că popularitatea doamnei Firea poate nu mai este la același nivel. Și atunci, știind acest lucru, la finalul zilei, în momentul în care se vor alege candidaturile, evident că relevante vor fi, relevant va fi potențialul fiecărui candidat chiar de a obține un scor care să-i permită câștigarea alegerilor, cel puțin în cazul PSD, acesta ar fi un obiectiv, orice eșec raportat la orice, o neîndeplinire a acestui obiectiv ar fi un eșec major. Rămâne de văzut, eu personal nu am date pe București și prefer să mă raportez exclusiv la ceea ce măsurăm noi. Nu-mi dau seama în acest moment în București cât de mult a scăzut doamna Firea. La nivel național, într-adevăr, e un recul foarte puternic, pentru că dânsa era și în continuare măsurată și în cercetări realizate la nivel național. Dar e adevărat, uneori se mai și uită teme. Cred că din perspectiva alegerilor locale care vor avea loc peste un an, deci în septembrie anul viitor, relevante vor fi măsurătorile care încep să se facă din primăvară. Mulțumesc.